Prieteni, plecăm către Focșan la fulmul la prietenul nostru Bani. Unde dracu plecăm spre Focșan, uite mă, că ne întoarcem mă. Cum mă ne întoarcem, ne ducem mă? Ne întoarcem mă. Lasă mă, așa, deci plecăm să facem un, mă atâmpit ăsta, plecăm să, dai strașul din gură. Da? Hai mă, că tăi. Deci, plecăm către Focșan. Noi ne întoarcem. Și tu mă, cum ne întoarcem? Ne întoarcem, am eu. Deci, plecăm către Focșan, așa. Ne întoarcem. Nu mai știu unde să mori. Să ceapă plăcută lângă tău. Bine, bine! A început ziua de muncă! Bagă! Hai, George! Dă-i! Trească nașul! Dar nu-ți cer nici bătrânețe. Bun, bun, și acum o horă de la mine. Cine aici îmi filmează? Cine aici? Hai! Unu, doi, trei și la muncă, bă! Nu păhăti! Am demolat cerea de demolat, ne-am apucat de bar. Ce mai fac aici? Cuie. Bat la cuie? Da. Deci ciocănești? Da. Ciocănești. Ia. E cum ciocănești, mă, tu? Ia. Uite așa. Nu păhăti! Vino încoace, că e nasol în casă. Vino încoace. Zi. Dă-te-l. Lasă. Aole, mâncat. Și-a venit peste mine. Gata. 5 minute dura să le fac. 5 minute dura să le fac. 5 minute. Ba, ce ai făcut, mă, tu până acum? Îmi cer scuze, șef. Ba, ce ai făcut, mă, tu până? Îmi cer scuze, șef. Aole, mama. De drog, o jumătate de oră. 6 faci. 6 faci. Gata. Să trăiți. Mama, mă omoară. Mama, mă omoară. Uitați-vă la trece, uitați-vă. Ce mai mă stai? Gata, gata! Nu păhăti! Iai, dacă nu mai puteți, hai să mergem și gata. Păi, nu mai pot! Auzi, Mihai, până plecăm, ia tu vreo 20 de perne din alea, așa. Hai să mă.
Codine, stai un pic să-i spun ceva. Ia vreo 20 de perne, bagă-le în mașină, compresorul, material, că le faci și la cazare. Până atunci... Bă, ce zâmbesc pe zăgrume, bă, bă! Tu nu mai vrei să pleci, nu? Nu. Le fac eu mâine. Le fac pe alea și le fac și pe ăsta, mâine. Da, mâine. Hai mă, bagă perne, le facem la cazare. Tiii! 1, 1, 2 sună la salvare. 1, 1, 2 cânte doar. Nu păcăti! Aoleu, băgă-mi aș picioare. Băgă-mi aș picioare. Aia îmi trebuia acum. Aia îmi trebuia. Uitați-vă la el, mă, căci. Mihai, ce-ai pățit, Mihai? Ia uitați-vă, mă, căci. Mihai! Aoleu! Mihai, ce aș de el? Mihai! Păi, gură, păi gură la gură. Păi gură la gură, mă, căci. Păi gură la gură. Am viat, bă! Uite-l! Am viat, mă! Am viat! Am viat! Zboară, e viu! E viu, uitați-vă la el! E viu, uitați-vă la el! E viu, uitați-vă la el! Ok, dragi prieteni, cam acesta a fost vlogul amenajare Full Moon Club, primele două săptămâni. V-am oferit câteva pastile de râs în stilul meu specific. Apropo de stilul meu specific, vreau să vă spun că m-au întrebat mai mulți. Predescule, tu când te maturizezi? Și am spus, chiar n-ați văzut ce cluburi facem? Nu suntem maturi? Faptul că râdem, că zâmbim, nu înseamnă că nu ești matur. Faptul că râdem, că zâmbim, înseamnă că vrei să treci, vrei să ai poftă de viață. Să nu credeți că întotdeauna în spatele acelui zâmbet există idioțenia și inconștiență. Există și clipe de durere și clipe de greutate pe care nu vrem să le expunem în vloguri pentru a ne transforma în victime în primul rând și în al doilea rând, nu știu, dar eu prin ceea ce fac și echipa mea vreau să vă facem să zâmbiți. Atât. Să fiți fericiți când intrați în spațiul respectiv, să fiți fericiți că vedeți vlogurile, să zâmbiți, să simțiți că trăiți. Dar care nu simte că trăiește, e foarte simplu. Ia dimineața, uite așa o pastilă imaginară, ai, ai luat o pastilă de râs și mergi în viața mea.